Salutare și bine v-am găsit în pizzeria, eu sunt Mihail și astăzi vreau să citesc un comentariu care a venit de la Florin, un abonat de al canalului, salut Florine, care sună cam așa Windows cannot be installed to this disk, the selected disk has a MBR partition table on EFI system Este o eroare destul de cunoscută, la instalarea Windows-ului va apare chiar aici când vreți să, dați, să selectați hard ul și să instalați Windows-ul pentru că voi încercați să butați Windows-ul în mod Legacy și hardiscul vostru este partiționat în mod GPT sau invers, voi încercați să butați Windows-ul în mod UEFI și hardiscul vostru este partiționat în mod GPT. Sunt două chestii complet diferite. MBR-ul merge cu Legacy și GPT-ul merge cu UEFI. Cum vă dați seama care care? păi atunci când sunteți la meniul de boot, eu nu pot să vă arăt că sunt o mașină virtuală, dar la meniul de but, când dați să selectați acolo, aveți două opțiuni aveți UEFI 2. Kingston Data Traveler sau cum se cheamă stick vostru și de asemenea aveți uh, Kingston Data Traveler și atât. Dacă e cu UEFI în față, înseamnă că se butează Windows-ul în modul nou, în modul UEFI slash GPT. Dacă nu apare nimic în față, se butează în modul Legacy. Și acum v-am spus, dacă hardul este parționat în mod Legacy și Windows-ul este în mod UEFI, nu merge. Sau n-ar trebui să meargă, n-am testat. Dar dacă hardul este partiționat în mod GPT și voi butați Windows în mod Legacy slash MBR, nu o să funcționeze. Așa că trebuie să convertiți hard la modul de but al Windows-ului. Sau să schimbați modul debut. de but. Deci, eu o să vă arăt astăzi cum să convertiți hard -discul. Atenție când faceți conversia, vă pierdeți toate datele. Ok, ok. O să dau aici Shift și F10. O să apăs Shift și F10. Și o să apară linia de comandă. Nu vă speriați, sunt câteva comenzi este destul de simplu dacă sunteți atenți, încă o dată vă spun, vă veți pierde toate datele. O să scriem aici diskpart, part, asta e prima comandă și după ce ați scris diskpart, va trebui să dați list disk. Și vedeți ce discuri aveți în calculatorul vostru. Atenție și stick se pune ca disc. Eu am un singur disc de 60 GB, este hard discul și pe cum vedeți este în format GPT. Dacă Windows-ul l-am butat în format MBR Legacy, nu o să pot instala. Pentru că nu funcționează. Și sub discul ăsta, să mai aveți un disc 1 sau sigur mai aveți un disc 1 care este sticul. Și sticul poate fi formatat aici. Deci fiți atenți ce disc selectați. Uitați-vă atent la capacitatea discului, aici la size, da? Vedeți ce capacitate are. Dacă aveți un disc de 60 de giga care e sticul, să zicem, da? și un alt disc de 128 sau 120 de giga care este, sau 111 giga care este SSD-ul, selectați SSD-ul, discul, da? Bineînțeles, o să vă uitați după dimensiune și să vedeți care e care. În cazul meu am un singur disc, dar să presupunem că mai jos era un stick, nu mă ating de el. Și o să dau Select Disc 0. Și în momentul de față, tot ce trebuie voi să faceți, este să dați două comenzi foarte simple, clean, care va șterge tot ce este pe hard. Disk. tot, 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 se face curat ca la mama lui și apoi va trebui să-l convertiți în formatul MBR, convert MBR și disc part has successfully converted the selected disk to MBR format. În momentul de față s-au pierdut toate, toate datele. Da? s-au pierdut toate datele. Nu mai e nimic, discul este ca la fabrică. Este curat, curat, curat. Și dacă eu o să mă întorc, o să închid această linie de comandă, mă întorc aici, dau refresh, o să apară discul gol și o să dau next și începe instalarea. nu o să dau next pentru că nu vreau să instalez Windows-ul, oricum n-aș avea spațiu să pun încă o mașină virtuală cu Windows 10, dar ați prins ideea. Așa se face. Dacă vreți să convertiți din GPT în MBR scrieți convert în MBR, dacă vreți să convertiți din MBR în GPT scrieți convert GPT, dar atenție, se pierd toate datele, toate datele se pierd. Încă un pont pe final, dacă să zicem că aveți, știți că aveți harddiscul în mod GPT, mai aveți partiții, nu vreți să pierdeți datele de pe celelalte partiții, simplu, butați Windows în mod GPT și nu se pierd datele de pe celelalte partiții, da, alegeți la but. În loc să alegeți varianta fără UEFI în față, alegeți varianta cu UEFI. UEFI, două puncte, Kingston Data Traveler. La fel, dacă știți că aveți Windows instalat în mod MBR, alegeți varianta fără UEFI în față. E simplu. Dar dacă eroarea persistă, așa se rezolvă și am pățit-o de multe ori la serviciu pe laptopuri care veneau cu Windows preinstalat și aveau chestii, aveau hard disk formatat în mod GPT și noi aveam stick-ul făcut în mod Legacy și nu puteam să punem Windows-ul pe ele sau în fine, așa se rezolvă și ar trebui să meargă, n-ar trebui să aveți probleme. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le puneți în comentarii sau cel mai bine pe Discord suport tehnic, căci acolo stăm mai mult și răspundem când avem și noi timp la întrebările voastre, că vă dați seama, timpul este o resursă limitată. Cam asta a fost, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, dacă aveți un prieten care are această problemă, dați i și lui video ăsta, un subscribe că sunteți noi, până data viitoare, să aveți o zi frumoasă, la revedere!